Bărbatul de 47 de ani care și-a înjunghiat fiul direct în inimă a fost trimis în judecată de procurori. Suspectul a fost adus astăzi și în fața magistraților care au analizat măsura de arestare preventivă dispusă în acest caz. Ce decizie a luat instanța ne spune chiar acum colega mea Loredana Fâciu. Bun găsit, bărbatul care și-a înjunghiat fiul în inimă va rămâne în arest în timpul procesului de la Tribunalul Gorj. Decizia judecătorilor poate fi contestată în următoarele 48 de ore. Următorul pas este analizarea rechizitoriului, iar dacă se va constata legalitatea acestuia, se va trece direct la judecarea bărbatului de 47 de ani din comuna Țânțăreni. Astăzi Ion Purcaru a precizat în fața camerelor de filmat doar că regretă fapta comisă pe 8 iunie. Vă pare rău? De ce ați făcut fapta? Ce v-a făcut? La scurt timp după comiterea crimei, bărbatul din Florești susținea că nu a făcut altceva decât să se apere după ce a întrecut măsura cu alcoolul. Ce ați făcut, domne, l-ați omorât? De ce l-ați înjunghiat? Chiar pe copilul dumneavoastră, cum ați făcut? Regret, îmi pare rău. Dar cum s-a întâmplat totul? V-a provocat? Accident, da. Eram în autoapărare. A vrut să vă lovească? Da. Inculpatul a fost angajat ca fochist la complexul energetic Oltenia. Fiul său venise acasă doar pentru o zi să-și ia cartea de identitate, întrucât era angajat în județul Timiș. A aplicat o lovitură cu un cuțit în zona inimii fiului său, fapt care a condus la decesul acestuia. Tânărul de 25 de ani și-a dat ultima suflare la spitalul din Filiaș.